Este aglomerație mare în aceste zile în localitatea Nazare din Portugalia. Sute de surferi din lumea întreagă vin aici în fiecare an în perioada de iarnă pentru a profita din plin de valurile care ating frecvent 10 de metri. Micul sat pescăresc Nazare, de pe coasta Portugaliei, a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani, după ce, din ce în ce mai mulți pasionați de surf au început să vină aici în căutarea valului perfect. În perioada de iarnă, când aici începe sezonul ploios, localnicii care se ocupă cu turismul în zonă abia fac față cererilor. Nu doar practicanții de surf se strâng aici, lor li se alătură și cei pasionați să admire de pe țărm spectacolul naturii, pentru că valurile uriașe sunt absolut spectaculoase. The waves here are challenging to ride and challenging to measure. They're the biggest, thickest, most massive mountain of water you've ever experienced. I have a dream to conquer a big wave, you know. Other guys have a dream to conquer the biggest wave. Mulți s-au întrebat de ce în Nazare se formează astfel de valuri uriașe. Specialiștii au explicat că relieful submarin, numit și canionul Nazare, are adâncimi foarte mari, iar din această cauză, curenții subacvatici în apropierea țărmurilor sunt foarte puternici. Aceste particularități, împreună cu vântul care se face simțit mai ales în timpul iernii, generează valurile deja celebre prin mărimea lor. De altfel, aici, în 2011, un surfer a intrat în cartea recordurilor după ce a plutit pe un val imens. La fel cum în 2015, un val de 30 de metri i-a adus faima unui sportiv care a reușit să-l înfrunte pe placa de surf. De atunci, micuța localitate portugheză a devenit cunoscută în lumea întreagă, iar hotelurile, pensiunile și restaurantele din zonă aproape că și-au dublat profiturile.